aflăm astăzi la acvariu din Constanța, de pe faleza cazinoului din Constanța, acvariu care face parte din Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Vom sta de vorbă cu șeful secției acvariu, Adriana Manolache, despre această perioadă a sezonului estival, despre tarife și despre cum decurg lucrurile aici la acvariu. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Cum decurg lucrurile? Păi, după cum observați, eu zic că bine, având în vedere publicul vizitator din spatele meu. Ne bucurăm de un public destul de numeros în această perioadă și bănuim că numărul lor o să fie în creștere. Aici se adaugă și cei care și au și achiziționează biletele online. Și vis-a-vis de tarife și de program, în fiecare zi este deschis acvariu de luni până duminică, de la ora 9 până la ora 20, dar accesul, deci ultimul bilet, ultima intrare, se face la ora 19:30. Și biletele au preț de sezon, adică sunt puțin mai crescute față de extra sezon sau de intersezon. Acum un adult plătește 30 de lei, un adult însoțitor, deci însoțește un copil între 0 și 18 ani, plătește 20 de lei, un elev și un student 7,50 lei, dar accesul se face pe baza carnetului de elev sau de student, iar copiii sub 7 ani intră gratis. Vorbeați despre accesul aici, încă sunt impuse, cum spuneați, restricțiile pentru siguranță. Cum se face accesul aici la acvariu? Ca pe perioada stării de alertă de urgență? Nu, atunci numărul de persoane care intrau în sale expoziționale era mai mic, jumătate. Acum sunt 60 de persoane, aici intrând și copii și adulți, deși neplătitori și plătitori, tocmai pentru a păstra mai departe siguranța.